67 acum. Dar 65 este greutatea unde stă de ani buni. 3 victorii cu 3 înfrângeri, palmaresul de luptător profesionist. Acesta este Oprică, așadar colțul albastru și mustață. His professional record, 3 wins and 3 losses from Romania. This is Rafa Mustata. Arbitrul din această seară al meciului cu numărul 2, Iulia Strungariu. Așadar, 3 reprize la 67 de kilograme în meciul 2 al Galei Colosseum Tournament. Ultimele verificări înainte de startul meciului. Cu mănuși roșii, așadar, mustață, cu mănuși albastre, Oprică. Luptător de gardă normală, cel puțin pe începutul de meci. Am mai văzut luptători care schimbă garda pe parcursul disputei în funcție de cum simt ei lupta. Iată, chiar asta face acum Oprică, a trecut în gardă inversă, revine în gardă normală. Luptură înaltă pe antebrațul lui Mustață. Din punct de vedere fizic, Mustață mi se pare schimbat. Parcă e mai îndesat, ceva mai musculos față de cum l-am văzut ultima dată. High kick pe garda lui Mustață. Nu se aruncă niciunul deocamdată. Puține lovituri. Încă se studiază, se tatonează. High kick trimis de Răzvan Mustață. Pasă înapoi și garda apoi pentru Oprică. Da, Oprică are gardă versatilă. E când în gardă normală, când în gardă inversă. Iată-l, încearcă lovitură din întoarcere. Destul de greu să îți surprinzi adversarul cu astfel de lovituri. Un atac susținut al lui Oprică, rezistă Mustață, îl întoarce, aplică o lovitură de genunchi, clinci prelungit, sunt despărțiți cei doi. Am intrat în a doua jumătate a primei reprize, fără cine știe ce evenimente notabile. O lovitură frontală foarte puternică a lui Mustață, care continuă cu o serie de brațe. Acum lovitura de picior, a pus genunchiul jos Oprică. Nu mi s-a părut că a alunecat dacă a pus genunchiul jos și a făcut-o din lovitură. În mod normal ar fi trebuit să fie numărat. A fost cel mai bun moment al lui Mustață din această repriză. O stângă puternică a lui Mustață. A încercat apoi un uppercut de stânga. Surprins în vreo 2-3 rânduri Oprică de loviturile lui Mustață. Mustață a lovit rar, dar sănătos. Se ține de umărul drept Oprică. High kick, low kick pe interior, trimis de Mustață. Lovitură la corp. S-a încheiat runda. Posibil ca de aici să fi venit, de la acea frontală înaltă a lui Mustață, care a fost undeva plasată în zona umărului.
Așteptăm decizia oficială. Ladies and gentlemen, this bout comes to a premature end before round two can start. Your winner by technical knockout due to an injury in the red corner, Răzvan! Învingător așadar prin knockout tehnic după abandonul adversarului, Răzvan Mustață.